După o serie de nemulțumiri ale lui Albert de alaltă seară, ieri Laura cerea lămuriri și le-a primit. Văd cum decurge relația noastră și ajung la concluzia asta. Nu văd că nu de ceva timp nu ne... Parcă nu mergem pe aceeași lungime de undă. Nu mi se pare că... Adică mi se pare că nu ne facem bine unul altuia, știi? Ce nu ți-am făcut eu bine? Da, așa mi se pare. Este starea pe care o am și pe care o văd și la tine. Nu e ceva de judecat, nu e ceva atât de... Nu știu cum să zic. E pur și simplu ceea ce cred, ceea ce simt. Nu vreau să mai continuăm în felul ăsta, pentru că la un moment dat, adică eu sunt pe premiza aia, știi? Mai bine mai devreme decât mai târziu, pentru că mai târziu intervine și atașamentul ăla, știi? În relație, care din punctul meu de vedere te face cel mai mult să suferi. Și eu nu-mi doresc lucrul ăsta. De asta încerc să fiu cât mai direct, cât mai sincer. Eu ceea ce am vorbit din cum am văzut că a decurs relația noastră, din cum am văzut că ești tu față de mine, din cum am văzut că sunt eu față de tine. Bine, nu mai. Gata. Să mă descarcă, vin. Haide. Simt. Dar ce ți-a zis? Și gata. Nu mai vreau să discut nimic, nici nu mai vreau să aud nimic. Nu mai vreau nimic. Vreau să plec. Laura, poate eu... E ceva așa, poate... Nu mai vreau eu nimic. Hai. Laura părea destul de dezamăgită și doamna Mariana era cam tristă, iar Delia și Liviu se arătau destul de empatici. Să fie bine. Dar nu trebuie să plângeți, pentru că multe nu se pot schimba. Da. E bine, poate să fie bine mai târziu, între voi. Da, ușor. Și consumatul ăsta nu o să-ți facă bine și o să fie mult mai greu în timp să te consumi. Și bine, e ușor de zis pentru mine, nu te consumați. Vedeți și mama ta, vă vede și pe tine fata, soț. Da, eu înțeleg toate astea, doar că știu că e greu. Poți, adică... E greu să controlezi, pentru că ar să nu-ți pese. E logic. Deci dacă ai putea să fie așa, și la momentul în care nu-ți pasă, dar în moment ce vă pasă, sunt... Partea bună e că îi mulțumesc lui Dumnezeu că ești aici. Și o să fie mereu până la urmă. Relația voastră nu trebuie să schimbe niciodată, indiferent de ce o să fie între voi doi. Da. Până la urmă... Asta știu. Și cine știe în viața asta? O chestie de moment. Nu ai de unde să știi în viață ce rezervă viitor. Și poate afară să fie ceva diferit. Să fie totul mult mai relaxant între voi, mai fără tensiune, fără... În momentul ăsta nu vreau să mă mai gândesc la nimic. Hai, Mariana, hai să ne plimbăm un pic. Hai. Vrei un pic de ciocolată? Te ajută. Tu vrei ceva? Ați mâncat ceva? Am mâncat un măr. Și... prăjitură de aia ce era aia. Cum ați toți zis aici, bucurați-vă de moment, în momentul de față. Oricum ar fi ăla rău bun, nu poți să te bucuri, dar nici să dramatizezi atât de rău. Pentru că... Bine, două și o să vedem, nu? Și viitorul nu știe ce rezervă niciodată. Știi doar
prezentul? Hai să ne machiez. Hai, să mai machiez. Te știi, știi, știi. Hai, să fac un pic, să te aranjez un pic. Hai, fugi cu, să te fac un pic. Vrei să-ți fac o cafea, un suc, o apă, ce vrei? Fii puternic. Da. Încerc. Să înceapă cu voi materialul. Să înceapă cu voi. Puternic, da? Laura și-a șters deci lacrimile și a refăcut machiajul, iar în direct despărțirea lor era confirmată. Cum ești acum? Sunt bine. Da? Ați despărțit? Da. Pur și simplu simt că nu ne potrivim, nu ne completăm. Și nu vreau să-i fac rău nici ei, nu vreau să-mi fac rău nici mie, nu vreau să continui o relație în care să nu ne completăm, să nu fim bine. Capricile iubirii. Da. Eu nu înțeleg de ce s-a întâmplat ruptura asta așa brusc, am discutat și aseară despre treaba asta. Dar părea că vreți să încercați, părea că vreți să... Adică acum, după ce am văzut și momentul ăsta și am văzut că ruptura a fost deodată acum, hai, mă întreb de ce? Că nu... Știu că aseară ne-ai dat niște explicații pentru treaba asta, dar parcă nu stau totuși în picioare. Da, la fel pot să vă spun. Pur și simplu nu mai vedeam în relația mea cu Laura, nu mai vedeam acel ceva, nu ne mai completam, parcă orice. Dar în realitate ai văzut vreodată sau... Am simțit lucrurile astea. Lucrurile astea le-am simțit, că dacă nu le simțeam... Păi și unde v-ați pierdut, dacă le-ai simțit la un moment dat? Nu știu, pur și simplu. Dar despre ce vorbești? Că eu îți spun sincer că eu nu înțeleg despre ce vorbești. Tu de 6 luni. Tu de 6 luni spui numai nu simt, nu cred că mă potrivesc. Concret, tu nu ai elemente cu niciuna dintre fetele cu care ai relaționat. Concret, din momentul în care... Mai exact, acum 2 săptămâni, când au început toate acele tensiuni între noi, de acolo pot spune că a început o ruptură. Dar poți să-ți explic că tensiunile astea vor fi în viața ta tot timp? Ascultă-mă până la capăt. Că, da? Pentru că momentul în care intri într-o relație, dincolo de plăcerea fizică de a petrece perioada de început cu o fată frumoasă de care îți place, după aia 50% din demersul ăla este al tău. Ori tu stai ca o fată mare într-un șezlong și spui: eu simt că nu știu ce, mie mi se pare că nu știu cum. Nu o să reușești niciodată în viața asta să construiești pe calapodul ăsta, decât dacă o să găsești o fată leșinată toată viața și tu să fii, dar nu știu. Înțeleg ce vreți să spuneți, dar ideea este în felul următor. Nu vreau să continui ceva care cred că ar duce la mai multă suferință. Nu cred că... Dar tu unde ești? Dacă duce la suferință, nu duce singur. Da, duce pentru că tu nu ești participativ. Nu duce de la sine. Pur și eu cred simplu... că s-a rupt și corectează-mă dacă greșesc. Cred că din cauza faptului că sunt în etapele vieții diferite. Albert e mai micuț, mai jucăuș, are chef de distracție. Asta voiam și eu să întreb. Poate nu e suficient de matur, Laura, pentru... Nu știu dacă e suficient. Sunt în etape diferite. Își doresc alte lucruri diferite. Laura
doar își dorește ceva foarte serios, stabil, o relație care să ducă către căsnicie, familie, copii, chestii care, cum să spun, care necesită lucru și anumită aplecare către zona asta, dorință. Da, dar vin la emisiunea asta cu intenția eminamente de a-mi face un cuplu și creez suferință dacă eu dau, mai ales că mă bazez pe niște calități fizice, fetele astea se îndrăgostesc, adică eu dacă am venit aici să-mi fac reclamă, spune clar din start, eu nu vreau să-mi fac o relație, am venit să-mi fac reclamă. Că dacă tu atragi fidelizarea unei fete și nu e prima, uite, se lasă cu suferință. Ori chestiunile astea sunt niște lucruri emoționale. Da, care nu asta, eu nu asta mi-am dorit. Asta încerc să explic. Eu nu asta mi-am dorit. Pe de altă parte, scuză-mă, Paula. Da, asta v-am spus tot pe de altă parte să... Mie mi se pare că Albert a fost sincer și a fost cu cărțile pe masă încă de la început. Fetele au știut și trebuie și fetele să-și asume că în momentul în care îți dorești o relație cu un băiat, un bărbat în genul lui Albert, asta așa se întâmplă. Astea sunt consecințele. Care, adică nu-și dorește. Care-i genul lui Albert? Cum adică un băiat care nu-și dorește același lucru ca tine? E simplu, nu genul lui. Nu, dar stai puțin, nu-și dorește același lucru ca tine, în sensul că poate nu-și dorește să facă copii mâine, dar în momentul în care... căsătorie. Poate își dorește o relație, că el a spus că își dorea o relație. Doar că dintr-un punct, relația aia pentru Laura a devenit foarte serioasă și trebuia să ducă rapid, dacă era posibil, să prindă trenul din urmă, da? Trenul căsniciei pe care îl urcaseră, în care urcaseră celelalte fete, că e și greu în contextul ăsta să nu te fure trenul ăsta, să nu te fure mirajul unei căsnicii, că pentru asta ai venit. Normal. E și greu să nu vrei neapărat, dar nu e musai în viața asta să le faci, să fiți toate deodată. Nu e musai. Și dacă nu s-a întâmplat aici, e posibil să se întâmple afară cu cineva extrem de potrivit pentru tine, Laura, care își dorește lucrul ăsta, care construiește cu tine, care lucrează la relație, care nu vede un lucru rău că tu îți dorești ceva și el își dorește cu totul altceva, că nu e nejudecat. Albert a judecat și cumva și tu știai, Albert, că ea își dorește o căsnicie și totuși a intrat în relația asta și a început să o judeci pentru ceea ce își dorea de la început, știind lucrul ăsta. Ea a venit cu cărțile pe față, băi, eu asta vreau. Dar a fost mai mult atracție fizică decât Laura, tu cum din vezi? Din partea mea nu. Din partea ta n-a fost doar atracție fizică. Uite, te întreb din nou, că am mai pus întrebarea asta odată și ți-am pus-o tot ție. Ce aveți în comun? Da, am mai spus asta. Ce aveți în comun? Îți mai spune o dată, te rog. Carmitatea, modul în care ne exprimăm, adică încercăm să punem cap la cap gândurile noastre. Și crezi că sunt suficiente pentru o căsătorie? Nu știu. Adică eu înțeleg ideea că tu îți dorești o căsătorie, dar trebuie să ai un portret, trebuie să ai niște valori pe care tu le cauți în bărbatul cu care tu vrei să întemeiezi o familie pe termen lung, pe viață. Măi, în primul rând să-și dorească și el, că asta e esențial. Scuze-mă, celelalte cupluri sunt în aceleași circumstanțe. Păi, și ceilalți fac o alegere pe repede înainte. E adevărat și am mai spus și de chestia aia că poate el nu este suficient de pregătit, matur suficient de pregătit, dar hai să ne întoarcem puțin și să vedem că sunt cupluri la 20 de ani care își asumă viața, fac copii și au o viață completă cu tot ce implică treaba asta. Eu, încă o dată, nu aș fi fost atât de uimit de gestul ăsta dacă era pentru prima dată. Dar să nu uităm toate episoadele prin care Albert a trecut și nu am auzit ceva concret. Mă deranjează asta. Că eu simt, că... Dar spune-mi ceva concret. A spus, băiatul. Am mai spus. L-a deranjat că Laura își dorea ceea ce își dorea. A zis de căsătorie și că își dorea. Dar asta nu e ceva concret. Nu, stați, hai să-l auzim și pe el, că de fapt e... Mă scuzați, nu vreau să mă repet de fiecare dată cu toate lucrurile, pentru că nu vreau să fac o șaradă foarte mare din această despărțire. Nu vreau să-i fac rău Laurei, nu vreau să-mi fac rău nici mie. Nu cred că Laura are o vreo vină mai mare sau eu am vreo vină mai mare. Pur și simplu, cred că așa au fost lucrurile să fie. Nu vreau să
nu vreau să aduc suferință prin această despărțire, atâta tot. De asta nici nu vreau să continui prin Albert, stai așa, nu, stai un pic. Da. Nu e că nu vreau să produc suferință. Despre asta e vorba în emisiune, despre relații, despre dinamica dintre oameni. Și noi analizăm de ce se întâmplă lucrurile astea. Încercăm să desfacem un pic, să vedem care și sunt... Și să învățăm ceva, nu? Să învățăm... Că ăsta este scopul emisiunii, cu asta se ocupă. Că dacă ne ocupam cu brutărie, vorbeam despre pâine. Dar așa, ocupându-ne de relații, da, relații dintre voi, discutăm despre relații dintre voi. Și de ce s-a întâmplat una și de ce nu s-a întâmplat una. Și e important și pentru Laura să înțeleagă ce s-a întâmplat până la urmă. Pentru că nu poți să evoluezi decât dacă știi exact ce i-a plăcut, ce nu i-a plăcut. Am greșit, unde am greșit. Și tu, la rândul tău, trebuie să înveți ceva din toată situația asta, ca să poți să evoluezi și să nu se mai întâmple încă o dată aceeași chestiune. Doamna Mariana, dumneavoastră ați înțeles? Eu am înțeles, dar eu acum ce pot? Nu am nicio putere. Dar nu, n-are legătură cu puterea. Are legătură cu lecția de viață pe care poate fiecare dintre noi o învățăm din ceea ce li se întâmplă lor. Ce nu funcționează? Ce ați simțit dumneavoastră că nu funcționează? Că v-am văzut, v-am surprins dându-i sfaturi, mai ales Laurei. Ce nu merge? Eu nu știu, cu mai mult am vorbit cu Laura decât cu Albert, fiind și ușile închise. Acum, dacă încerc să vorbesc cu Albert, Albert a zis să nu mă mai supăr, să stau liniștit, că el știe ce are de făcut. Acum... El așa a fost de fiecare dată. El niciodată, dacă și în relație au avut cu fetii care au avut el, niciodată nu a venit acasă să-mi zic. Eu îl vedeam trist, îl mai întreba, nu mamă, că bine, ba, studiez, își găsea orice ca să văd eu că el are de făcut, numai să nu-mi zic. Eu îl simțeam, dar nici... Cumva să vă protejeze, poate. Da, să mă protejeze, exact. Da.